Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Și eu m-am născut în România. La ce tu mă rog, mire preal, mire penea, miștoara, cleam tu mensaren. Zita, sozele, nu se ani, avem milai, da? Așa e, sunt verde, Sorin zicea, parcă ar veni vara, dar suntem în plină iarnă, dragi. Fată piezi. Verde cu părul pădure, păi cum să nu mă simt și eu la fel de verde când stau lângă tine, Zita? Și spune-mi la fel de vesel. Și la fel de plin de verbă, bineînțeles, pentru că este în spiritul emisiunii noastre, nu? Normal. Dragi prieteni, nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a emisiunii Și eu m-am născut în România. Acolo așteptăm mesajele dumneavoastră și, bineînțeles, așa cum v-ați obișnuit deja, Multe like-uri și de asemenea, dragi prieteni, nu uitați că în momentele imediat următoare vom urmări titlurile ediției de astăzi. Astăzi, la Inforom, urmăriți imagini de la lansarea filmului Holocaustul Romilor cu Maia Morgenstern în rolul principal, dar aflați și unde puteți citi online culegerea de bazme rome. Aceasta, dar și alte informații în rubrica Inforom, doar la Și eu m-am născut în România. La Un Ceai cu Rom aflați ce înseamnă preluarea de către România a președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. La rubrica Romul care schimbă lumea faceți cunoștință cu un dublu campion european la karate, Cristi Mihalache. La Chestiuni Rome aflați amănunte neștiute despre data de 27 ianuarie, Ziua Internațională pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului. Toate acestea și, evident, multă muzică de calitate astăzi până aproape de ora prânzului la Național TV. Thank you.
ai de zis? Am următoarele de zis, Zita. Am de zis, Zita. Joc de cuvinte. Cioc, cioc la ușă. Dinăuntru se aude. Cine e? De afară. Poliția. Și ce vreți? Să vorbim. Și cât sunteți? Doi. Păi vorbiți între voi. Noi dar sper noi, că nu. Nu, noi vorbim, da, noi vorbim între noi, dar și cu prietenii noștri telespectatori, nu? Da, pentru că urmează cele mai importante știri cu și despre rom. În care veți afla multe, multe informații. Inforom. Nu se pot. Păi de ce? Nu se pot. Mai multe persoane de etnie romă au declarat că le-a fost refuzat accesul la cel mai mare centru spa din țară. Acesta este situat în Balotești și a fost deschis pe 14 ianuarie. La o săptămână de la inaugurare au început să apară reclamațiile. Unul dintre cei refuzați este chiar directorul Centrului Național de Cultură a Romilor, Mihai Neacșu. Eram trei adulți și un copil de 11 ani. Nici n-am avut ocazia să ne plătim biletele de intrare. Am făcut 7 pași în incintă, mai erau încă vreo 10 până la casele de bilete și nu am fost lăsați, pur și simplu, ni s-a blocat drumul de către agenții de pază, spunându-ne că nu vom intra, nu avem voie. Uneori primim romi, alteori nu. Iar acum am primit prin cască directiva ca voi să nu intrați. Fac plângere la CNCD, trimit o scrisoare la Camera Deputaților, la Comisia pentru Drepturile Omului, Protecția Consumatorului, Protecția Copilului, pentru că am avut un copil de 11 ani cu mine, nepotul meu, care s-a speriat de reacția agenților de pază. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a primit mai multe sesizări în acest caz și din partea altor persoane. Până luni, la orele prânzului, au fost înregistrate la Secretariatul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării 4 plângeri, 4 petiții pe acest subiect și, nu știu, probabil că vor mai fi sau nu vor mai fi și altele, însă ele toate vor fi conexate într-un dosar care va urma procedura de soluționare. Într-o filmare realizată cu camera ascunsă, pusă la dispoziția noastră de Centrul Romilor Amare Romența, doi tineri încearcă să intre la piscinele de la Balotești. Pe imagini se poate vedea cum personalul de pază al complexului îi întâmpină imediat. Accesul le este refuzat fără o explicație clară. Inițial se spune că ar avea loc o petrecere privată. De ce? Se pot. Cum adică petrecere privată? Nu se pot. Eu am vorbit pe site cu... Nu se pot. Păi de ce? Nu se pot. Păi nu se pot. Nu se pot asta. Dar este public, adică putem să intrăm, să avem bani, plătim, nu-i problema asta. Și dacă se poate asta. Păi, că nu vreți noi astăzi să ne lăsați? Din partea conducerii. Eu sunt uimit de acest caz, pentru că impresia mea a fost că în România s-a cam depășit acest gen de acțiuni, că ele erau așa oarecum specifice anilor 90, începutului anilor 2000, dar în 2015 un astfel de caz este... 2016, un astfel de caz este... uimitor din punctul meu de vedere. Rămâne să vedem dacă petenții au dreptate sau reclamatul se va apăra cu argumente, dar surprinderea mea rămâne. Redacția Și eu m-am născut în România a solicitat un punct de vedere din partea complexului spa. În răspunsul primit se menționează: în această perioadă, unui număr de 68 de persoane care au încălcat regulamentul de funcționare al Terme București le-a fost restricționat temporar accesul în centru. Cele mai frecvente situații de încălcare a regulamentului au fost legate de modul de adresare, limbaj nepotrivit și licențios, injurii la adresa altor clienți și la adresa personalului, dar și comportament zgomotos și neadecvat față de ceilalți clienți și personalul angajat. Fumatul în zone interzise, cum sunt dușurile interioare sau zona piscinelor, sunt și ele printre cele mai dese abateri de la regulament. Grupul Vund respinge total discriminările pe criterii etnice sau rasiale. Răspunsul nu conține referiri la situația persoanelor cărora le-a fost refuzat accesul fără a fi fost anterior clienți ai complexului. Primul comitet regional din România pentru problemele romilor, din care fac parte zeci de ONG-uri, instituții și autorități locale din regiunea de nord-vest, s-a înființat miercuri 20 ianuarie la Cluj-Napoca. Acțiunea are loc pentru a facilita comunicarea între cei care se ocupă de problemele acestei etnii.
s-a înființat la Cluj-Napoca primul comitet regional din România pentru problemele romilor, o rețea din care fac parte peste 30 de ONG-uri, instituții și autorități locale din regiunea de Nord-Vest. Acest comitet creează cadrul de analiză, dezbatere, cooperare și stabilire în comun a unor priorități regionale relevante în ceea ce privește comunitatea romilor. Vom dezvolta parteneriate pentru a fi mai eficienți și pentru a permite o comunicare directă între cei care se ocupă de problemele romilor, vom prezenta rezultate și bune practici, astfel încât cineva care vrea să scrie un proiect pentru romi să nu o mai ia de la zero și să nu mai alergăm pe piste diferite, a declarat Silviu Ispas, directorul Asociației Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială, Cluj-Napoca. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Centrul de Educație Timpurie Curcubeu, finanțat de granturi norvegiene, în valoare de peste 350.000 de euro. În cadrul proiectului Povești Nespuse, Untold Stories, a avut loc lansarea online a unei culegeri de basme rome. Culegerea este disponibilă în limba română, în limba romanii, dar și în limba engleză. Proiectul Povești Nespuse își propune să promoveze identitatea și diversitatea culturală romă. Inițiatoarea acțiunii este Alina Șerban, absolventă UNATC și The Royal Academy of Dramatic Art, actriță de etnie romă, autoare și realizatoare de spectacole de teatru și producții artistice. Basmele care se regăsesc în culegere au fost culese de Alina Șerban în principal de la Tanti Veta, cea care a împărtășit câteva dintre poveștile rome păstrate de-a lungul timpului. Prin intermediul acestei culegeri de basme, proiectul urmărește să contribuie la creșterea nivelului de cunoaștere privind complexitatea și istoria culturii rome, precum și la afirmarea identității culturale rome. În numele statului, Holocaustul romilor, un film cu Maya Morgenstern, a fost lansat săptămâna aceasta la București. Premiera a avut loc miercuri cu ocazia Zilei Internaționale a Holocaustului. Rolul principal, Maya Morgenstern, a cui a fost ideea sau cum s-a ajuns la această colaborare? Ideea a fost a noastră, a echipei de la Centrul Național de Cultură a Romilor. Pe de o parte e o actriță foarte bună, pe de altă parte are origini evrești, e un cetățean român de origine evrească. Și eu cred că a ieșit un filmuleț documentar cu scene artistice de calitate. Rămâne ca publicul larg să își dea cu părerea. Filmul reproduce secvențe din istoria deportării romilor în Transnistria, în timpul celui de-al doilea război mondial. De asemenea, în film sunt cuprinse mărturii ale supraviețuitorilor romi și documente istorice. Ca a doua țară după Germania nazistă, prin numărul de victime, statul român este în situația de a căuta soluțiile de împăcare cu propria sa istorie. Toată lumea a auzit în România de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, alte leagăre de concentrare sau de exterminare a populației evreiești și Roma din Europa. Mult mai puțin dintre cetățenii României au auzit însă de ghetourile din Transnistria, de pogromul de la Iași, de deportarea romilor în Transnistria, începând cu primăvara lui 1942. Începând cu anul 2004, recunoașterea de către statul român a Holocaustului, crearea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, ridicarea memorialului victimelor Holocaustului din România, în București, sunt semnale ale schimbării. Obligația noastră față de victimele Holocaustului nu înseamnă doar comemorare, ci de asemenea imperativul de a ne ridica împotriva oricăror forme de ostilitate față de minoritățile etnice, religioase ori lingvistice. În urmă cu 10 ani, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit ca 27 ianuarie să marcheze Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Este data la care, în 1945, armata sovietică elibera cel mai mare lagăr nazist de exterminare, Auschwitz-Birkenau.
Știați că în Europa centrală și de est, termenul țigan desemnează acea populație nomadă romă sau sinti, care provine din nordul Indiei și care vorbește dialecte neo-indiene? În schimb, în vestul Europei, acelorași indivizi li se spune gitani, manuși, ieniși, gypsies sau dzingari. Problema folosirii cu sens peiorativ a cuvântului țigan, mai ales de către cei care nu fac parte din această minoritate etnică, este de mult discutată în țara noastră și uneori chiar amendată, fie la propriu, fie la figurat. Însă, după cum țin să sublinieze legiuitorii și specialiștii, nu cuvântul țigan este cel taxabil, ci contextul în care este acesta folosit. Și totuși se ridică de fiecare dată o întrebare. Cum este mai bine să spunem rom sau țigan? Sau de ce una dintre variante și nu cealaltă? Dar în ciuda disputelor și a confuziilor create pe această temă, mai degrabă în afara etniei rome, pentru vorbitorii de limba romanii, lucrurile sunt cât se poate de simple. În țigănește, cuvântul rom înseamnă pur și simplu om. La Un Ceai cu Rom aflați care sunt mari intelectuali români care au avut la un moment dat idei rasiste și xenofobe. Invitații rubricii sunt Delia Grigore, președintele Centrului Romilor Amare Romența, Aurel Weiner, deputatul evreilor și Florin Petre Manole, membru CNCD și delegat al țării noastre la Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului.
27 ianuarie, Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Holocaustului. Vom vorbi despre acest subiect cu colega noastră Irina Ursu, împreună cu invitații săi. Holocaustul, un subiect care nu i-a ocolit nici pe romii din România. Așadar, urmează rubrica La un ceai cu rom. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit în anul în care se împlinesc 12 ani de când România a recunoscut oficial participarea la Holocaust. Țara noastră preia președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Discutăm despre ce s-a întâmplat în România pe parcursul acestor 12 ani, din momentul în care s-a recunoscut oficial rolul pe care l-a jucat țara noastră în evenimentele care au marcat pentru totdeauna Europa. Și avem ca invitații alături de noi astăzi Petre Manole, din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, bine ați venit, Delia Grigore, președinte Centrul Romilor Mare Romența, și domnul deputat Aurel Weiner din partea Comunității Evreiești. Bine ați venit! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație! Așadar, ce s-a întâmplat în România? Și mă îndrept mai întâi către dumneavoastră, domnule deputat, da, pentru că au trecut 12 ani de la prezentarea raportului Comisiei Elie Wiesel. Ce urmări a avut în primul lucrul rând, acesta? A devenit un subiect public. Holocaustul era un subiect tabu și mi-amintesc în această privință că la Federația Comunităților Evreiești din România, prin anii 80, s-a organizat un muzeu al Holocaustului. Dar el se referea mai cu seamă la cele întâmplate în Transilvania de Nord, ocupată atunci de Ungaria, unde știm prea bine că Holocaustul a fost teribil, pentru că s-a aplicat soluția finală. Într-o perioadă de o lună și jumătate, oamenii au fost adunați în ghetouri, din localități mici, în cele care erau capitale de județ, și apoi în două săptămâni au fost duși cu trenurile la Auschwitz și nu s-au mai întors decât 10% din cei plecați atunci. Se vorbește despre Holocaustul din Transilvania de Nord, cam de 300.000 de victime. Bineînțeles, România nu poate fi caracterizată doar prin ceea ce s-a întâmplat acolo. De aceea, recunoașterea oficială de către statul român a Holocaustului din România are în vedere și vechiul regat și ceea ce a fost calvarul Transnistria. Transnistria pentru populația evrească din Bucovina și dintr-un județ din Moldova, Dorohoi și Ținutul Herța, și apoi ceea ce s-a întâmplat în conceptul acesta larg de Holocaust. Spuneți așadar că da, în urmă cu 12 ani, practic s-a trecut la discutarea exact subiectului. Ce părere aveți, Delia Grigore și apoi Petre Manole, ce părere aveți, în ce măsură sau în ce grad s-a discutat subiectul, se discută în public, în spațiul public? Subiectul se discută, dar pentru romi abia anul trecut a venit o recunoaștere reală a Holocaustului, în 2015, prin legea 217, când în sfârșit în definiția Holocaustului a apărut și termenul de romi. Până atunci erau considerați victime, dar de gradul 2. După punct se punea punct și apoi se spunea. Iată că în prezent, dar destul de târziu, față de momentul recunoașterii Holocaustului, au fost recunoscuți romii clar ca victime ale Holocaustului și urmare a rezoluției Parlamentului European din 15 aprilie 2015, când a fost recunoscută Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului Romilor pe 2 august, care comemorează uciderea într-o noapte a 3.000 de romi pentru lichidarea la Auschwitz, a lagărului în care erau romii. Așadar, au trecut 11 ani de la prezentarea raportului Comisiei Elie Wiesel, care de altfel arăta că 11.000 de romi da, au fost în raportul deportați, Elie Wiesel, au murit în raportul Elie Wiesel apăreau și romii ca victime, apărea și un număr. După părerea noastră, numărul nu este relevant, pentru că romii nu aveau acte de identitate când au fost deportați. În Transnistria, nomazii nu aveau deloc și toți nomazii au fost deportați, începând cu data de 1 iunie 1942, apoi și sedentarii din 12 septembrie 1942.
Mai mult decât atât, uneori erau deportați, scria capul familiei și acolo i-a dat un nume, uneori o poreclă, și apoi erau date și soția și copiii, nici nu se spunea câți copii, alteori se dea numărul de copii. Petre Manole, vă întreb, pentru că aveți și formație de istoric, datele, cifrele, până la urmă că sunt 11.000, 10.000, 15.000 pe fondul problemei diferă sau contează mai puțin pentru că au murit oamenii acolo. Dar lucrul acesta îl simțiți ca fiind perceput în spațiul public, cunoscut, discutat? În spațiul public, discuția în general despre Holocaust este, așa cum spunea și domnul deputat Weiner, este mai consistentă și cred eu un rol important îl are și faptul că există un institut pentru studierea Holocaustului, o instituție publică românească, o instituție care este dedicată acestei teme și face studii, cercetări, conferințe, evenimente educaționale și așa mai departe. În ceea ce privește romii, în spațiu public cred că este mai mult perceput și cunoscut și Holocaustul romilor decât înainte. Poate noi ca oameni care trăim zi de zi cu tema asta nu sesizăm diferențele, dar dacă ar fi să comparăm situația de acum cu situația de acum 12 ani, cu siguranță că am vedea mai multe lucruri și, cum să zic, și niște diferențe și pe fond semnificative. Dar desigur că educația despre Holocaust este încă la un nivel, cel puțin după părerea mea și după gustul meu, nesatisfăcător. Adică mai e loc de mai bine din toate punctele de vedere, și când vorbim despre Holocaust în general și când vorbim de istoria romilor în special. Pentru că, știți, se tot discută în România că se schimbă curriculumul în sistemul educațional, probabil că s-o fi și schimbat ceva pe acolo, nu știu, dar din punct de vedere al istoriei romilor, schimbările sunt, a zice eu, nesemnificative. A fost anunțată ocuparea unui post de reprezentant la nivelul Comisiei Europene, al Uniunii Europene, pentru combaterea antisemitismului. Acest reprezentant al Uniunii Europene a anunțat din nou de curând ca prioritare următoarele obiective. Pe de o parte, combaterea antisemitismului, pe de altă parte, acțiunilor care se referă la negarea Holocaustului. Țara noastră are legislație și o să vă rog să detaliați dumneavoastră, domnule Weiner. Țara noastră este dintre primele țări europene care a adoptat o legislație antisemitism, anti-xenofobie, anti-extremism și așa mai departe. Această lege este legea 31, ordonanța 31 devenită lege, legea 167, care a clarificat foarte multe lucruri. Din păcate, în primele momente ale apariției legii... Și vorbim despre anul 2002. Nu s-a acordat foarte multă importanță. Mai mult, în justiție, aproape nu se considera relevant orice reclamație care s-ar încadra în prevederile acestei ordonanțe devenită lege. S-a făcut un pas prin apariția legii în care se vorbește pentru prima dată de Holocaust în România. S-a preluat definiția Holocaustului din raportul Comisiei Wiesel. Iar acum, anul trecut, s-a adoptat o lege de completare și de aducere la zi acestei legislații, care a stârnit mai multe comentarii în media națională, locală, în diferite locuri. Și comentariile au fost, s-a înțeles greșit. De ce? În primul rând, apare în această nouă lege o definiție mai clară, mai completă a Holocaustului din România. Și iată, sunt incluși și romii ca victime ale Holocaustului. Romii neapărat. Și în al doilea rând, se introduce această mișcare legionară ca unul din elementele motorii, a spune, ale Holocaustului din România.
Dacă aveam o lege, da. Dacă aveam o lege din 2002 care, iată, sancționa negarea Holocaustului, s-a venit cu o nouă lege sau o modificare în 2015 prin care se stabilea mai clar ce a însemnat Holocaustul românesc și, pe de altă parte, cultul mișcării legionare, de asemenea, a fost clar sancționat. De ce a stârnit această măsură atâtea reacții și de ce a fost considerată o măsură exagerată? Da. Pentru că am avut timp ca țară nu să ne obișnuim cu ideea că negarea Holocaustului este în contrară legii. De Dacă ce? Dacă îmi permiteți, pot să continui. Istoria României, ca nu numai a României, este o istorie foarte complexă și complicată. Intelectualitatea din perioada interbelică, dintre 20-40, era o intelectualitate mai în vârstă și una mai tânără. Intelectualii tineri de atunci au intrat în mișcarea legionară într-un fel sau altul. Apoi au devenit mari intelectuali români cu opere, dacă luăm, sunt câteva cazuri cunoscute. Sigur că nu stârnește prea mare bucurie să auzi că un idol al tău, să zicem un idol, în istoria ta a fost legionar, s-au făcut crime sau așa mai departe. Și atunci a fost o reacție, cum desfințăm istoria României, a culturii României, Eliade, Cioran și alții? Și de aici toate discuțiile, însă e clar, legea asta nu incriminează decât pe cei care au suferit condamnări pentru acte de ceea ce numim noi Holocaust. Ceilalți nu sunt și nimeni prin această lege nu interzice să vorbești despre acești importanți intelectuali români fără a-i pune în valoare, sigur că în circulații, idei retrograde care au fost la vremea aceea ideile mișcării legionare. Să nu uităm, mișcarea legionară a fost o mișcare criminală și nu numai împotriva evreilor. Acum, eu cred că lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Nimeni nu a făcut incriminări gratuite. N-am dat în judecată, eu n-am auzit cineva să-l dea în judecată pe Eliade sau pe Cioran, nu? Dar n-avem voie să uităm că au fost, într-un fel sau altul, legați de această mișcare religională. Petre Manole și Delia Grigore, o să vă rog să răspundeți. Cum se explică faptul că, iată, legea aceasta a stârnit în 2015 tot soiul de reacții, o gamă foarte variată de reacții pro și contra, dacă au trecut mai bine de 10 ani de când, teoretic, lucrurile erau clare? Adică negarea Holocaustului era în afara legii. De ce atâtea reacții, inclusiv negative? Trebuie spus că legea de anul trecut, așa zisă, legea antilegionară, nu era radical diferită de legea pe care o îmbunătățea. Și faptul, e cu atât mai curios faptul că a existat așa un val împotriva ei când acum mai mulți ani, când a existat în primă variantă, nu a stârnit controverse deloc. Explicația este simplă, doar naționalismul poate să explice o așa reacție. A zis foarte bine și domnul Weiner mai devreme că acești intelectuali de prim calibru pentru cultura română sunt asociați cu au fost asociați cu mișcarea legionară și asta nu dă bine la CV-ul lor și acum, bineînțeles că există oameni care nu le place să se denigreze în ghilimele niște personalități, dar nu e cazul de denigrat până la urmă. În istorie există niște lucruri adevărate și dovedite. Faptul că oamenii ăia au fost la un moment dat în mișcarea legionară este un fapt. Că ne place sau nu, că dăm o interpretare sau alta acestei situații, dar este un fapt. Pe de altă parte, cred că este important și să vedem că în acest ultim an, în anul care a trecut, discuțiile despre minorități, despre drepturile omului au fost un pic încălzite, ca să zic așa, în sens negativ și de ce s-a întâmplat în Europa în general. Da? Acum e foarte multă lume în Europa care vede un pericol major din partea
celorlalți. Și acest celălalt a fost la un moment dat evreul, a fost țiganul, acum e sirianul și așa mai departe. Asta se întâmplă în mod constant în istoria Europei. Delia Grigore, în spațiul academic s-a întâmplat în acești ani să se spună la un moment dat Holocaustul românesc nu a existat. Da, în mediul academic foarte mult și astăzi se neagă Holocaustul. De la cele mai înalte foruri, de la academie în jos, spre universități. A dat domnul deputat Weiner două nume, a spus Miceriade și Cioran. Dați-mi voie să dau și alte nume, mult mai puțin cunoscute ca fiind de dreapta, de extremă dreapta și fiind teoreticieni ai eugenismului, ai teoriei care instituia ideea de inferioritate a unor rase umane față de altele și care a stat la baza ideologiei românești și antisemite și antirome și a Holocaustului, anume Cei Parhon. Câtă lume știe că Cei Parhon a fost un eugenist, chiar unul din fondatorii acestei mișcări, acestei societăți de stat eugeniste. Cine știe că Gheorghe Marinescu, nume de spitale în România, oameni mari, nu spune nimeni că n-au fost mari medici și mari cercetători, dar este cazul să se spună și ce au făcut ei rău, pentru că au făcut. Atâta timp cât în România va exista, și dau un alt nume, nume de școală, în 2008 un nume de școală se numește Sabin Manuilă, în Arad, în județul de unde acest om este, într-o localitate. Acest Sabin Manuilă a fost director la Institutul Național de Statistică și unul din marii eugeniști gânditori ai rasismului din perioada interbelică. De asemenea, însă școala Gusti, am lucrat la Muzeul Național al satului Gusti, Dimitrie Gusti, al cărui nume a devenit Dimitrie Gusti după o vreme și acum acesta este numele, școala Gusti toată a fost cu gândire eugenistă, a colaborat. Francisc Rainer se numește Institutul de Antropologie din București, un alt nazist ca gândire. Iată că, din păcate, lucrurile sunt foarte grave, au fost foarte grave în România interbelică și astăzi lumea nu cunoaște. Deci asta e principal problemă de mediul academic. Mediul academic cunoaște, dar nu recunoaște, iar mediul public, opinia publică, școala, în general, sper eu, să fie la nivel de ignorare, nu cunoaște subiectul. Ce am spus eu acum, apar informații în premieră, se pot foarte ușor cerceta că sunt reale și le vom aprofunda, bineînțeles, pentru a reprezenta publicul. Însă o facem de pe poziția unei organizații neguvernamentale. La școală, despre Holocaust, se învață încă în cursuri opționale. Nu se învață în istoria României la nivelul la care trebuie să se învețe. Petre Manole, de anul acesta, din martie, România va prelua președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, o organizație care are 31 de state membre și la ale cărei întâlniri ați participat în calitate de delegat, membru al delegației cea mai recentă, Debrecen, Ungaria, la sfârșitul anului trecut. Cum este pregătită țara noastră pentru a marca acest an, această președinție? Eu cred că țara noastră este foarte pregătită pentru asta. Ministerul de Externe se ocupă de gestionarea activităților care se vor desfășura pe parcursul acestui an. Trebuie spus și că această structură, IHRA, cum se numește ea, este una mai curând de specialiști. Nu o să fie în anul următor, în anul în care suntem, de fapt, foarte multe evenimente publice și foarte multe, apariții media și așa mai departe. Deși, de regulă, plenarele acestei organizații conțin și o componentă media. Absolut. Deci nu zic că ce se va întâmpla e la secret. Absolut deloc. Sunt evenimente publice, dar nu având mai curând caracterul unor întâlniri de specialiști. Nu e ca și cum ar fi, nu știu, piese de teatru la care intră mii de oameni și urmăresc chestiunile astea. E important că România are președinția, e important ca România să-și ducă la bun sfârșit atribuțiile care îi revin. Foarte probabil că va face asta. Va exista aproape sigur și în programul acestui an și un eveniment, cel puțin, sau o serie de activități în timpul zilei de 2 august,
evenimente referitoare la Holocaustul romilor și cred că în următoarele săptămâni se vor stabili toate detaliile. Nu e deloc târziu, suntem în termen, până pe 2 august mai mult timp. Or să fie implicate și instituțiile relevante pentru romi, cum ar fi Centrul Național de Cultură a Romilor sau Agenția Națională pentru Romi, bineînțeles și Institutul pentru Studierea Holocaustului, pentru că e totuși vorba despre Holocaust. Foarte probabil că va exista o discuție și o coordonare, colaborare și cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. Așa că cred că avem toate premisele ca acum, la începutul anului, să sperăm că 2016, în timpul președinției României în această organizație, subiectul romi va fi destul de bine reprezentat în cadrul întâlnirilor și în cadrul tuturor acțiunilor care se vor desfășura. Aș ruga să-mi permiteți un scurt comentariu pe marginea celor discutate până acum. La Un Ceai cu Rom continuăm discuția cu invitații ediției care ne spun de ce a stârnit reacții controversate legea care condamna negarea Holocaustului românesc. La Romul care schimbă lumea îl cunoaștem pe unul dintre cei mai talentați și ambițioși tineri practicanți de karate de la Clubul Scorpion din București, Cristi Mihalache. Trebuie să-i mulțumesc doamnei Grigore pentru informațiile dureroase despre care am aflat astăzi, de la dumnei, aceste mari personalități ale medicinii și științei românești, Parhon, dr. Marinescu și alții evocați, mă doare din suflet să aud că în anumite momente ale vieții lor au fost purtătorii unor teorii, să spunem, rasiste, retrograde și așa mai departe. Aproape că nu vine să cred profesorul Parhon că a fost președintele Prezidiului Adunării Naționale la noi, a fost președintele țării ani de zile, a fost întemeitorul școlii românești de endocrinologie, oameni foarte valori, dar ce vreau să spun, eu sunt un om la o anumită vârstă, am și eu, dacă doriți să fiți curioși sau nu, am 84 de ani. Sigur, în viața mea am trecut prin multe, nu uitați, am trăit Holocaustul, am trăit anii comunismului, am trecut la anii aceștia de schimbare totală spre altă lume, care au fost marcate de decembrie 89. Și sigur, în viața fiecăruia au fost momente mai luminoase sau unele, la un moment dat, pot fi considerate întunecate. Deci, pe mine chiar mă doare. Vreau să spun ca evreu român să aud despre aceste personalități care erau pentru mine un fel de idole ai democrației și ai respectului pentru oameni. De aceea acord întrucâtva clemență și altor mari intelectuali români care au avut aceste momente de legionarism. Am să vă dau un singur exemplu. Emil Cioran, care a fost considerat, deși român în cultura română, cel mai mare stilist francez între cele două războaie mondiale. Ei, Emil Cioran a fost în mișcarea legionară, n-a negat niciun moment, dar în ultima parte a vieții a făcut niște declarații cumva de regrete, dar a vorbit despre evrei, cum n-au vorbit mulți alți filo, evrei ca acest Emil Cioran. Deci, așa sunt eu în felul meu, înțeleg să nuanțez evoluția unei personalități. Dar e dureros dacă ai îmbrățișat la un moment dat o teorie retrogradă, e bine să-l cunoaștem. Delia Grigore, toate numele pe care le-ați spus sunt, iată, necunoscute în postura de rasiști sau admiratori, susținători ai politicilor și ideologiei naziste. Ați făcut o cercetare în acest sens? Le veți prezenta cumva public concluziile acestei cercetări? Da, s-a început o cercetare foarte serioasă în acest domeniu și în premieră veți vedea în cadrul filmului documentar pe care Centrul Național pentru Cultura Romilor Roman Ocher îl va
lansa. În acest film documentar veți avea ocazia să vedeți primele rezultate ale cercetării referitoare la eugenism, la acest curent foarte profund și foarte serios în societatea românească din perioada interbelică. Veți auzi vorbind istorici, sociologi și documente. Bineînțeles, vor fi prezentate documente din acești autori, din viziunea lor, gândirea lor și, bineînțeles, explicațiile aferente. Și iată, ajungem la acest subiect, felul în care este prezentat Holocaustul, pentru că poate nu ajunge la marele public și din cauza canalelor restrictive. Poate nu tot omul este istoric și nici nu este obligat să fie, nu se duce să cerceteze sau documentele cine era și nici nu este de, obligat. De profesie a uitat că la pogromul de la Iași au fost omorâți numai 29 de evrei. E vorba de domnul Șova, deși acum are o situație mai grea, dar e bine să amintim istorici, istorici. Aș vrea să adaug ceva la ceea ce a spus referitor la președinția României cu Alianța IHRA. Noi, deja Centrul Romilor Amare Romența, împreună cu Romanii Cris și alte organizații, am avut o discuție încă din septembrie-octombrie anul trecut cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel, cu domnul director Alexandru Florian. I-am prezentat în scris un document în care îi propuneam atunci și îi propun și acum public un parteneriat pentru ca împreună instituția publică care reprezintă studierea Holocaustului, iată, avem reprezentantul de CNCD al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care este și membru în delegație. Avem Ministerul de Externe. Haideți să facem mai mult decât se cere, asta sperăm noi, organizațiile civice ale romilor, mai mult decât este necesar conform responsabilităților date României, două întâlniri, știu eu. Noi am cerut atunci ca, în, profitând de această ocazie, să încercăm să facem mai mult, să încercăm să, în ziua aceea, să, de exemplu, să tragem sirenele de alarmă în toate gările din care au plecat trenurile morții. Să încercăm să punem plăci memoriale în locurile memoriei de unde au plecat trenurile morții cu romi, cu evrei și cu romi. Să facem lucruri care nu costă bani mulți sau nu costă nimic și care simbolic ar pune în contact opinia publică. Opinia publică nu știe. La școală se învață, v-am și spus, extrem de puțin. Și deci de altfel avem un sondaj realizat anul trecut de Institutul Elie Wiesel, din care aflăm că doi din trei români nu știu exact ce înseamnă Holocaustul. Este clar. Cifrele detaliate indică deci este un grad redus de cunoaștere. Este urgent ca anul acesta totdeauna să înceapă să se facă mai mult pentru ca lumea să cunoască, pentru că este totuși un curent de extremă dreapta în România, destul de serios. Noua dreaptă și nu numai. Vom vedea tineretul, ce ASCOR-ul, dau un exemplu, ASCOR-ul este o asociație a studenților ortodoxi. Păi dacă deschizi site-ul acestei asociații, te îngrozești. Deci nazism și rasism ca acolo seamănă foarte mult cu eugenismul interbelic. Deci nu suntem scăpați de pericol. Există în România un antisemitism, culmea ironiei, fără evrei, pentru că sunt, din păcate, au rămas foarte puțini evrei. Rasismul este antirom, de asemenea puternic, și asta e foarte important. Și aici poate CNCD are o părere. CNCD are mai multe păreri în legătură cu discursul public, în sensul în care s-a discutat mai devreme. Mai mult decât atât, deși sunt destul de proaspăt membru al colegiului, am uzat la un moment dat de dreptul de autosesizare, așa se numește, atunci când identifici o problemă și te autosesizezi. E bine, prima mea autosesizare a fost pe antisemitism. A fost cazul unui domn, nu mi-amintesc acum exact numele, dar știu că este, dacă nu mă înșel, președintele Senatului Universității de Teatru, UNATC. Și erau acolo mai multe afirmații pentru care CNCD nu numai că a constatat discriminarea, dar și a dat niște amenzi destul de consistente. Era vorba de romi și de evrei. Cred că, dacă nu mă înșel, cuantumul amenzilor au fost de câte 2000 de lei pe fiecare dintre cele două capete de acuzare, cum cam s-ar puțin, spune. Da. Asta e maximul ce poate CNCD. Da, e bine, acum, ca gest. Mult simbolic. Puțin, e foarte important, cred, ca derapajele să fie sancționate, să fie simbolic, marcate, cum s-ar spune. Simbolic. Apoi, aspectul financiar poate să fie important, dar
După părerea mea, este abia într-al doilea rând. Au mai fost și alte cazuri și aici este și o altă problemă. Dincolo de discursul public, pe care CNCD-ul cred că nu are totuși capacitatea administrativă de a-l, de a-l scana perfect acum, pentru că sunt zeci de publicații, sute de publicații, o grămadă de ore de apariții TV, de exemplu, dar de asta se ocupă mai mult CNA-ul. În fine, e un volum foarte mare, dar dincolo de asta, cred că o problemă pe care va trebui să o privim ca societate mai mult în viitorul apropiat și să încercăm să găsim o soluție, este că o problemă este că cetățenii simpli, romi de exemplu, nu prea știu să se plângă de problemele pe care le întâmpină, de situațiile prin care trec sau pe care le observă la un moment dat. Așa că instituțiile pot să facă niște lucruri, trebuie să facă niște lucruri și sunt plătite să facă niște lucruri, dar cred că instituția cheie în România pentru următorii ani și care, din păcate, a cam eșuat anii ce au trecut, este Ministerul Educației. Adică dacă oamenii nu își cunosc drepturi, dacă nu știu să acționeze, dacă nu au educația de drepturile omului, e cam greu. Și dincolo de educația formală, apropo de ce spunea Delia Grigore, și anume filmul cu subiect Holocaustul romilor, în care, iată, joacă Maia Morgenstern, participă sau contribuie la o altfel de promovare a acestui subiect, dincolo de partea academică, dincolo de ce înseamnă documente și așa mai departe, poate așa se ajunge mai ușor la public, nu? Sperăm să fie preluată de televiziuni, pentru că de obicei în cadrul restrâns ne adunăm toți cei care avem o anumită părere, instituții publice, organizații civice, rome, evreiești, toți între noi gândim la fel, ne adunăm, visăm să facem lucruri și le facem cât putem. Dar dacă nu preia discursul public, dacă televiziunile, iată, eu fac o invitație directă, televiziunea națională măcar, care e oricum cea mai decentă, nu se pune problemă, acolo nu se, totuși nu se proferează rasismul, spre deosebire de televiziune comerciale, unde CNA-ul se pare că n-are nimic de spus sau nu vrea să spună nimic. Iată, de ce nu televiziunea națională să preia acest tip de filme, documentare, absolut, să le dea la ore de audiență și să, în felul ăsta, să educe populația să creeze o stare de spirit. Absolut, și să creeze cunoaștere. Da, măcar da, să suplinească ceea ce școala încă nu dă. Și iată, ne aflăm acum în pragul schimbării planurilor cadru pentru învățământul gimnazial. Păi ar fi cazul să se introducă acum în istorie, în istoria României, în literatură, peste tot în geografie, elemente de istoria și cultura minorităților naționale și despre părțile tragice și despre contribuțiile imense la cultura națională pe care le-au avut evreii și romii, intelectuali, oameni de artă, de cultură, pentru ca lumea să știe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi astăzi. Dacă mai aveți pe final ceva de adăugat, vă rog. Cred că rămâne valabil ceea ce a spus Ban Ki-moon, cel care a fost la ONU atunci și care spunea că am introdus ziua în care devine ordin, poruncă, lege, să nu uităm, pentru a nu repeta. Lecția Holocaustului este o lecție extrem de dureroasă. Uitați, 6 milioane de evrei și-au pierdut viața, din mai mult de jumătate din populația evreilor de pe glob la ora actuală, la ora aceea. Ei bine, nu poate fi uitat, pentru că ceea ce vedem și astăzi, uciderea cu sânge rece a oamenilor, este crima repetată, care nu are voie să fie tolerată și să nu fie iertată. Să nu uitați că există o vorbă foarte importantă, că cine a ucis un om sau o ființă umană, a ucis omenirea. Holocaustul a fost un moment crucial de ucidere în masă, de ucidere omenirii. Eu vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru calitatea emisiunii și îmi pare bine că m-am reîntâlnit cu amicii mei de acum, pot să spun, din etnia romă, pentru care am tot respectul și toate considerații. Încă o dată vă mulțumesc, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi și Eu m-am născut în România, continuă!
Sorin, urmează o rubrică interesantă care ne place la fel de mult amândurora. Și nu numai nouă, Zita, ci și prietenilor noștri telespectatori, pentru că vorbește despre oameni puternici, oameni care au supraviețuit anumitor evenimente, cu bine au trecut prin aceste evenimente, dar care au și puterea să schimbe evenimentele din jurul lor. V-ați prins, dragi prieteni, urmează rubrica Romul care schimbă lumea. Dedicat. Este unul dintre cei mai ambițioși tineri pe care i-a întâlnit echipa de la Și eu m-am născut în România. Se numește Cristi Mihalache și e unul dintre sportivii practicanți de karate de la Clubul Sportiv Scorpion și de la Clubul Dinamo din București. Totodată e și membru al lotului național de karate. Pasiunea lui a început dintr-o curiozitate copilărească, însă în prezent a ajuns să îi răpească aproape tot timpul. Cristi a mers mai întâi la sala de karate doar din curiozitate, pentru ca mai apoi să simtă o atracție deosebită pentru acest sport. Ce a urmat? O poveste de succes. Ziua aceea a fost una unică pentru mine, pentru că m-am îndrăgostit de acest sport, pentru că am ajuns să iubesc acest sport și să îmi doresc să fiu cel mai bun. A fost acea zi în care am ajuns într-o sală de karate, unde antrenorul meu, Cătălin Dumitru, era pe atunci puțin mai tânăr, ce-i drept, eu foarte mic, și m-a îndrumat către calea cea bună să fac acest sport minunat. A fost un copil care a ascultat ce i-am spus, a mers pe drumul acesta al karateului, al sportului. Complexitatea tehnicilor lui Cristi ascunde în spate mii de ore de antrenament, de muncă asiduă, dar și de depășirea propriilor limite fizice. Am ajuns să practic acest sport la vârsta de 8 ani, când am intrat într-o sală de karate. Sportivii din acea sală erau mult mai mari ca mine, erau mai buni ca mine, cei drept că eram la început. Mi-am dorit extraordinar de mult să ajung și eu ca ei și, de ce nu, mai bun ca ei. Într-un final am ajuns mult, mult mai bun ca ei și mă mândresc cu chestia asta. Începând cu anul 2005, au urmat multe competiții, atât naționale cât și internaționale. Premiile și medaliile câștigate de Cristi de-a lungul timpului îl fac să se simtă mândru că a ajuns acolo unde și-a dorit. Sunt multiplu campion național. Ultima oară am câștigat la europene, fiind la seniori, am luat 2 medalii de aur. După care am participat la mondiale acum vreo 3 luni de zile. Am fost în Slovenia, am ieșit campion mondial, din nou la seniori. Iar înainte, având categoria de juniori, am ieșit dublu campion european și încă o dată campion mondial. Ce anume îl ambiționează să meargă mai departe? Mă ambiționează în primul rând antrenorul meu, Cătălin Dumitru. Este cel mai bun sportiv al meu, îl cunosc de la 6 ani, îl pregătesc de la 6 ani. Are cele mai bune rezultate din Federația Română de Karate, fiind cel mai bun sportiv al federației și cu siguranță va rămâne așa. Am foarte mare încredere în el, sperăm să aducă rezultate foarte bune la următoarele competiții. Să sperăm că acest sport va deveni și sport olimpic și ușor, ușor voi ajunge să urc pe din ce în ce mai sus. Este unul dintre cei mai buni sportivi ai României și din toate generațiile și este omul meu de încredere. Mă bazez pe el, mi-a devenit între timp și coleg și sperăm să facem lucruri mărețe împreună. Ca un frate pentru mine de 11 ani de zile, de când ne cunoaștem și de când ne antrenăm împreună. Ne ajutăm reciproc, sfaturi până la problemele personale, problemele de antrenament. Este foarte bun. Mă antrenează, mă susține,
Îmi dă sfaturi bune, mă încurajează la competiții și îl consider cel mai bun prieten meu de la sală. Are o viață disciplinată, cu multe ore de muncă la antrenamentele epuizante de karate. Disciplina sportivă pe care s-a axat pentru a-și găsi drumul în viață. Asta și pentru că își dorește să semene cu sportivul pe care îl admiră foarte mult. Am așa un idol în karate și acela este Rafael Agaev. Îmi place foarte mult de el pentru că este un tip foarte ambițios, muncitor. Am avut ocazia să mă antreneze odată la un stagiu de pregătire și am învățat multe lucruri de la el și sper să ajung și eu la nivelul acela. Tânărul are și alte preocupări frumoase. Sunt instructor de fitness la o sală. Și dorește totodată să devină și antrenor. Pasiunea mea este aceea de a antrena copii și a crește campioni. În prezent, Cristi vrea să îi vadă și pe ceilalți tineri că îi calcă pe urme. Și are argumente serioase. În primul rând, sănătatea din ziua de astăzi. Calculatorul, nu zic că nu e bun, dar nu este atât de bun pe cât pare. Și mai bine practici un sport, oricare, nu neapărat karate, decât să stai jos și să te plictisești pe scaun. Echipa de la Și eu m-am născut în România a dorit să-i facă o surpriză lui Cristi și l-a vizitat la sala de antrenamente chiar în ziua în care a împlinit 20 de ani. Tortul primit din partea emisiunii și urările sincere i-au adus zâmbetul pe buze. Și iată că acum a devenit un om matur, are 20 de ani, mă mândresc cu lucrul ăsta, mă mândresc că a crescut lângă mine și că am pus și eu umărul la educația și formarea lui. Îi urez multă sănătate, la mulți ani și foarte, foarte multe rezultate și de ce nu să vină cu medalia de aur de la campionatul european. Toate dorințele să-i se împlinească și ce mai bun să fie pentru el. Suntem convinși că povestea de succes a lui Cristi nu se va încheia aici. Și asta din simplul motiv că tânărul are stofă de învingător. Luptă ca să ajungi sus. Pentru că dacă nu lupți să ajungi sus și să-ți dorești ceva cu adevărat, nu vei ajunge. La Chestiuni Rome vă arătăm ce mărturii păstrează astăzi lagărul de la Auschwitz prin ochii celor care i-au supraviețuit. Ca de obicei, cele mai îndrăgite melodii lăutărești vor putea fi urmărite doar la noi în emisiune. Ascultați muzică de calitate până aproape de ora prânzului doar la Și eu m-am născut în România. Zita, mă uit în studioul ăsta. Tablouri cu florărese, țigani, șatră, barbul lăutaru, văd aici un frumos buchet de flori, ceva mai încolo o pălărie care nu știu dacă se vede în cameră. Avem și ceai cu rom. Ceai cu rom. Așa de multe aspecte, așa de bogată este viața asta a romilor, că niciodată nu te plictisești. Așa e, Sorin, și drept dovadă stă emisiunea Și eu m-am născut în România, sigur, nu? Sigur că da, încercăm să arătăm măcar în parte câte puțin din tot ce înseamnă această viață a romilor. Asta vom face în rubrica următoare, o să arătăm o părticică din ceea ce înseamnă viața romilor. Urmează Chestiuni Rome. Dedicat. În 1940, Germania nazistă a început construirea mai multor lagăre la aproximativ 60 de kilometri vest de Cracovia, în sudul Poloniei ocupate. Auschwitz I a fost primul ridicat și a funcționat inițial ca lagăr de concentrare și centru administrativ pentru întreg complexul. Aceasta este poarta principală de intrare în Auschwitz I, pe care milioane de prizonieri au trecut. Mulți dintre ei nu au mai ieșit de aici.
baraca numărul 4 se află fotografiile cu primul grup de prizonieri care a ajuns la Auschwitz, dar și 2 tone de păr uman, rămășițe ale victimelor. Auschwitz II, Birkenau, a servit drept lagăr de exterminare. Birkenau este cel mai mare lagăr de exterminare pe care l-au construit naziștii. La 3 km de Auschwitz, în 1944, se aflau peste 100.000 de prizonieri. Și tot aici a fost ridicat, undeva în această zonă, și faimosul Zigeunerlager, lagărul pentru romi. Zigeunerlager a funcționat timp de 7 luni, între 1943 și 1944, iar cifrele indică aproximativ 20.000 de romi și sinti prizonieri. Alți 1.700 se pare că au fost exterminați pe loc, fără să mai fi fost înregistrați. Cei care merg la Auschwitz marchează momentul și se duc înapoi pe firul unei istorii controversate. Pentru multă vreme s-a considerat că evreii au fost singurii vizați de către politica de exterminare nazistă. Însă ceea ce mai puțină lume știe este că ideea de epurare rasială i-a vizat de la bun început și pe romi. În anii 30, în Germania a început înregistrarea populației de etnie sinti și romă. În 1936, Institutul pentru Igienă Rasială a inițiat controlarea, înregistrarea și măsurătorile pe romi. La scurt timp, în 1938, s-a înființat Oficiul Central pentru Combaterea Amenințării Țigănești, pentru ca un an mai târziu, o parte dintre romii germani să fie aduși într-o tabără de lângă Berlin. S-a trecut în 1940 la conceperea planului care prevedea mutarea tuturor romilor către așa numitele noi teritorii germane, adică Polonia. În documentele germane, agresorii au declarat, ca și la Nuremberg și în alte procese care au urmat, că trebuia ca romii să fie împușcați pentru că erau nomazi, călătoreau din sat în sat și purtau cu ei boli, erau elemente antisociale sau colaborau cu partizanii. Adevărul este că, în primăvara lui 1942, germanii au început să selecteze romii, chiar copii din școli sau muncitori din fabrici. Prin urmare, a fost vorba de un genocid intenționat și bine planificat în aceste părți. Partea aceasta însemna diferența dintre viață și moarte, pentru că odată trecuți dincolo, deținuții ajungeau mai întâi în camera de gazare, după care cadavrele erau trimise la crematoriu. Numărul supraviețuitorilor scade anual. Ich frage mich heute noch. Și astăzi mă întreb cum de am rezistat și cum de încă sunt aici. Uciderea a peste 280.000 de evrei români și ucrainieni și a 11.000 de romi. Hai mor opral, hai mor de acelui timpul. La început nu am înțeles ce se întâmplă, dar în cele 8 zile cât a durat până când am fost duși de la München la Auschwitz, mi-am dat seama. Nu am primit nici apă, nici mâncare. Eram 60 de persoane într-un vagon de tren pentru transportul animalelor. Femeile în vârstă, mai ales, se rușinau să-și facă nevoile fiziologice. Câțiva oameni au murit pe drum din cauza condițiilor inumane în care am fost transportați către lagăr. Nu știam ce vom face acolo. Mi s-a spus doar că suntem duși la muncile câmpului. Ne-au dus direct la Auschwitz, unde ne-au cazat în barăci, care nu arătau ca în zilele noastre. Erau grajduri de animale. Înainte de toate ne-au ștanțat. Mie mi-au pus numărul 3526. În timp ce mergeam prin lagăr, fiind însoțiți de soldați SS și câini lupi, i-am spus mamei, uite mamă, iarăși morți. Oamenii erau numai piele și os, iar copiii fugeau să prindă șobolani pentru o bucată de carne. Kleine Kinder, die Ratten laufen um ein Dreck und Speck.
Franz Rosenbach și Hermann Höllenreiner au supraviețuit pentru că au fost transferați de la Auschwitz în alte tabere de concentrare. Ambii apoi au rezistat marșurilor morții. Pe 8 mai 1945, Germania a capitulat în fața aliaților, marcând sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Franz Rosenbach a murit în octombrie 2012, la vârsta de 85 de ani. Pentru implicarea sa civică a fost onorat în timpul vieții cu numeroase distincții, printre care și Ordinul de Merit al statului german. Subiectul Holocaustul romilor în România, pe cât de complicat, pe atât de necunoscut este. Dacă în Europa se știe că în cazul evreilor documentele germane atestă 6 milioane de victime, numărul romilor este neclar. O altă controversă este legată de denumirea în sine a ceea ce s-a întâmplat cu romii în anii 40 sub regimul nazist, circulând mai multe variante. În România, deportarea romilor în Transnistria, la Bug, a avut loc sub regimul Antonescu. Se estimează că 11.000 de romi și-au pierdut viața în urma deportării. Cu toate acestea, zeci de ani, nici nu s-a vorbit despre Holocaustul romilor. Pentru a desemna distrugerea unor populații, în cazul nostru evreii și romii, s-au folosit sau se folosesc două concepte, două noțiuni. Noțiunea de Holocaust și noțiunea de genocid. În primul rând, Holocaustul duce la ideea de sacrificiu, de sacrificare, de obicei prin ardere. Denumirea la momentul respectiv era de soluția finală, preluată și utilizată numai de germani, dar și de către englezi. De altfel și în imnul romilor Gelem Gelem se vorbește de Kali Legia, legea cea neagră, cu trimitere clară spre perioada Holocaustului. Cum de altfel romii din Rusia utilizează sintagma Kali Traș, frica, groaza cea neagră. Vimon sese bari familia muder de lem i kali legi. Hai, chiți un băr și tot. Și m-am 88 de ani. Păi, le-am i-am dat București catarele urdone, da? Pentru că mergem în canalea mea în catare miliția, dacă în gherila mea, titrala mea, puh, titrala mea era cu tare. O, hăză, am gherila mea, am de Domanou ca prima dată. Am dat doma rău că au prins, ar da urzonul ăsta, hai e grat, el. Azi amendă cu mâna, bă, da rău ca bușurat. Atunci ce amendă la gând? Bun, ce s-a casă, ne munce s-a ne casă. Ce-a te înclis, s-a vrit, că numai că n-avea lați umanul ăsta, lați-o, tanghe, lați-o, ta munce, s-a încercat. S-a sub comand, sub tarest. Ele me mărădei, bă, pral, hai pe ei. Hai parpale a venit numai me, hai mă râpi. E țânica de aia, că e vitre cu mita de scunt, și pe numai daci. Hai mă râpi, hai mă râpi, de aia și lui te muli. Aici am trecut cu sarteamne, cu marul lui Paiescu, și-l team groapa și seamne de pute și am poi pupozele. Fără cușuc, fără nimic. Îl vrea să-ți dine drum, am dat moartate. Am udat de alien.
Și orașele am două pai, am două ulagăru, am două... Am barca. Hai să-l oprăm unde asta, am două pai. Hai să-l sunat. Țarele romeni nimic nu doar țarele. Câți-o îmbărși acile tu, Code? Câți-o îmbărși? Ca vorbărși, mi-aș le-am o te? Dui bărși. Mi-aș le-am. Dui e venda. E patrăi, certem la Codo. Iana, dama, e mintea, că certem la Podor, e patrăi. Ca n-a tălea de motar. Hai că n-a avilea ai chere. S-o arachean tu, Cade, andă România? Tro chere? O chere? S-o chere. N-a ta mi chere. O chiară și locate cu statul, ales cu statul. Asta e, ai trăzit, ai pățit. Da, ce să faci? Ce să-i chiară, da? De fiecare dată când tu vrei să spui ceva... Da, vrei și tu să vreau spui. Vreau și eu să spun ceva. Același sau când moment. Vreau eu să spun... Da, vreau și eu. Bun, hai, eu sunt un gentleman. Așa. Te las pe tine. Mucap tutut. Pentru soc am să te penez. Cam afte zi la bab. Adică vreau să cânt. Nu. Vreau să facem împreună. Nu. Tu cânti. Ai zis bine. Vrea să cânte. Bine. Dragi prieteni, în premieră mondială, galactică, aș putea spune, Zita cea verde va interpreta ceva ce... Este secret, dar tu trebuie să mă ajuți. Va interpreta ceva. Deci fii atent. La 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 și lululu. Rău mă doare sufletul. E bine? Așa, lululu. Iar mă doare sufletul. Păi tot cu lululu, așa? La 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 și la la la. Bucuria vine așa. Pentru că... Pentru că Zita Moldovan ne-a cântat... Nu mai cânti? Bine, nu mai cântă Zita, dragi prieteni, așadar să urmărim muzică. Bașa avem romale. Să-și iubească locul sfânt.
iubit. În viață toți am greșit. Iubiți-mă, iubiți-mă și pe mine, chiar țigan de mi se spune. Iubește, iubește să fii iubit. În viață toți am greșit. Iubiți-mă, iubiți-mă și pe mine, chiar țigan de mi se spune. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Țiganii au jurământ să-și iubească locul sfânt. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Țiganii au jurământ să-și iubească locul sfânt. Toții trecem prin ea. Inima mea de țigan, de țigan, bate ca așa ta. O viață, o viață lumei avem, cu toții trecem prin ea. Inima mea de țigan, țigan, bate cașa ta. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Țiganii au jurământ să-și iubească locul sfânt. Colind lumea și pământul, nu uit unde m-am născut. Iau jurământ să-și iubească locul sfânt. Țiganii iau jurământ să-și iubească locul sfânt.
Am ajuns. Ce ceață deasă. Măi. Vai, ce ceață deasă. Nu mai cunoaștem drumul către casă. Unde am ajuns? În junglă. Am ajuns în junglă. Hei, stai să auzim, poate cântă Tarzan ceva. Să-mi dea un reper. Nu, ce nu? Deci nu e Tarzan? Nu e jungla adevărată. Dragi prieteni, speram să vă transmitem ultimele știri din junglă. Cele mai noi, cele mai... Ia taci! Dragi prieteni, nu uitați să intrați pe Facebook, pe pagina noastră de Facebook, da, să ne dați multe, multe like-uri acolo și mesaje. Noi o să le primim, deși suntem în junglă. Și mesaje, neapărat mesajele dumneavoastră ne vor salva din aceste tufișuri, desișuri, da. Nu o să le mai zic. Nu știu cum vrei. De casa mea, eu sau atoca, eu, mire prale, mire penea. La revedere, până săptămâna viitoare, pa! Deja s-a menit, să mergem. Măi, încoace! Încolo este. Hai. Stai mai ușor.